domnule Orban, încă prim-ministru al României, doamnelor și domnilor, un haos imens, cu o economie pusă la pământ și cu șomaj galopant. Asta este România după 9 luni de guvernare liberală. O țară în derivă, ați auzit vreun coleg de-al meu că a comentat cât timp a vorbit domnul prim-ministru? O țară în derivă, condusă de un guvern cu zero credibilitate, un guvern în care miniștrii se contrazic unul pe celălalt, spre disperarea românilor care nu mai înțeleg nimic. Ați scăpat total situația de sub control, ați eșuat în gestionarea pandemiei, ați eșuat în relansarea economiei, ați încălcat toate promisiunile făcute românilor. Acestea sunt rezultatele guvernării PNL. V-au interesat doar alegerile, furturile și cât mai multe funcții pentru rude și pentru clientela din partid. Dar pentru români, nimic. Domnule Orban, de când v-ați instalat la putere și până astăzi, nu v-a păsat nici măcar o secundă, nici de sănătatea românilor, nici de traiul lor de zi cu zi. Ați avut o singură obsesie, alegerile anticipate, pentru asta ați sacrificat tot, mai puțin dorința de a acumula bogăție și putere. În timp ce românii erau închiși în case, ați devalizat bugetul României în mod repetat. Sute de milioane de euro au ajuns în buzunarele prietenilor și firmelor de partid. Fără transparență, fără respectarea legilor, fără competiție corectă, trebuiau să câștige ca să vă financeze campaniile electorale. Întregul mecanism infracțional, da, domnule Orban, infracțional, tot mecanismul pus la cale a fost dezvăluit în raportul Curții de Conturi publicat ieri. Știu. Sunteți nervos că Parlamentul și-a permis să ceară acest control. Vă deranjează că s-a aflat cum ați jefuit bugetul public sub umbrela stării de urgență. Orice român care citește acest raport înțelege că orice achiziție care trebuia să ofere cetățenilor un sprijin într-o situație de criză sanitară a devenit o țeapă. O țeapă pentru stat, dar o mare afacere pentru clientela liberală. Și am să vă dau un singur exemplu. Celebru butic din Giurgiu, care cu un singur angajat, înființat în urmă cu un an și cu o cifră de afaceri de doar 10.000 de euro, a reușit să câștige un mega contract de 10 milioane de euro de la Guvernul României, condus de dumneavoastră. Un contract încheiat ilegal, așa cum spune foarte clar Curtea de Conturi în acest raport. Un contract ilegal prin care ați cumpărat măști cu 32 de lei bucată. Toate achizițiile făcute în perioada stării de urgență, măști, izolete, echipamente de protecție pentru medici, toate au respectat același tipar, de cea mai proastă calitate, dar la prețuri umflate de zeci, sute de ori. Și mai grav este că multe dintre echipamentele acestea nu au ajuns nici acum în România. Deși guvernul PNL, pe care îl conduceți, a plătit milioane de euro în avans. Unde sunt, domnule Orban, cele 400 de ventilatoare pe care le-ați comandat unei firme din Coreea de Sud?
și pentru care ați plătit un avans de 2,5 milioane de dolari. Dar cele 150 de ventilatoare pentru care ați plătit unei firme elvețiene în avans 2 milioane de euro. E criminal ceea ce ați făcut. Ați sabotat cu bună știință sănătatea românilor. Ați subfinanțat secțiile ATI. Ați cumpărat doar 8 aparate PCR, deși în buget aveați bani pentru 32 de aparate. Ar trebui să vă crape obrazul de rușine. Ați vămuit sănătatea fiecărui român ca să aveți bani pentru partid și pentru propriile buzunare. Un prejudiciu de peste 650 de milioane de lei. Peste 800 de nereguli constatate de Curtea de Conturi. Doar în starea de urgență. Dumnezeu știe ce a urmat în următoarele 60 de zile în stările de alertă. Asta este România condusă de dumneavoastră. O țară vlăguită de resurse, cu o economie pusă pe butuci, dar cu un PNL tropăind de nerăbdare să facă alegeri. De asta vreți alegeri cu orice preț. Pentru că știți că orice amânare va duce la pierderea puterii. Și odată cu pierderea puterii, știți că vă veți pierde și libertatea. Ca să fie clar, noi nu ne opunem acestor alegeri. Dimpotrivă, e momentul ca românii să vă dea o lecție. Însă, sunteți în stare să organizați alegerile în siguranță? Sau veți îmbolnăvi toată România? Domnule Orban, românii trebuie să știe care este strategia concretă pentru ca după alegeri să nu avem un val de înmormântări. Nu așa ați spus de ați speriat pe români de Paște când i-a ținut departe de biserici? Cum îi veți încuraja pe români să iasă la vot? Ca să nu existe aleși locali lipsiți de legitimitate. Cum vor vota pacienții cu COVID? Pentru că dreptul de a alege este fundamental, prevăzut în Constituție. Cum veți putea face din școli secții de vot? Cum se va desfășura exact procesul de votare? Cum veți dezinfecta ștampilele, cabinetele, urnele sau buletinele de vot? Cum vor fi aleși președinții de consilii județene sau primarul capitalei dacă o localitate dintr-un județ sau un sector al capitalei este în carantină? Sunt întrebări legitime, domnule prim-ministru, la care oamenii așteaptă răspunsuri clare și soluții concrete din partea guvernului. De aceea, astăzi, domnule Orban, trebuie să veniți aici la tribună și să vă asumați clar și răspicat organizarea alegerilor locale în condiții de siguranță, la fel cum trebuie să le spuneți românilor cum vor merge copiii la școală pe 14 septembrie. Este doar o lună până la începerea școlilor. Ați pierdut toată vara și nu ați făcut nimic. Doar vorbe și scenarii colorate. Iar acum, pentru că n-ați fost în stare de nimic, ați pasat răspunderea către primari și directorii de școli, fără a elabora vreun ghid oficial, fără proceduri clare, fără a suplimenta numărul de cadre didactice, fără nicio investiție, astfel încât elevii să meargă la școală, în condiții de siguranță. Nici măcar tabletele de care ați făcut atâta caz, n-ați fost în stare să le cumpărați. Cum veți trimite copiii la școală? Cum veți asigura învățământul online? Domnule Orban, cu sprijinul constant al președintelui Iohannis, timp de 9 luni de zile
ați distrus pas cu pas România. Peste 1 milion de șomeri, sute de mii de întreprinzători români cu afaceri închise sau cu activitatea redusă, milioane de români lăsați fără acces la sistemul medical, întreaga țară dată peste cap în numai 9 luni de zile. Acum știu și românii, grija guvernului pe care îl conduceți a fost sifonarea banilor publici pentru interesele Partidului Național Liberal. Pentru a vă menține la putere, ați sabotat sănătatea românilor, ați amanetat educația și economia. Dar gata, va ajunge. S-a umplut paharul. PSD nu va permite ca România să se scufunde în incompetența și hoția patronată de guvernul pe care îl conduceți. Pe 17 august, Partidul Social Democrat va depune moțiunea de cenzură. Considerăm că e timpul să plecați acasă sau la pușcărie, în funcție de faptele fiecăruia. Acesta a fost...